atenție, pleacă. Hai, Delia, hai! Nu tare, nu tare. Hai să strângem un... Pe terenul de sport de la liceul cu program sportiv din Câmpul Lung s-a desfășurat la finele săptămânii Crosul Primăverii, manifestare din cadrul proiectului județean Primii Pași în Atletism. Competiția s-a desfășurat pe categorii de vârstă, la start aflându-se elevi de la mai multe școli din Câmpul Lung și comunele învecinate. Câștigătorii întrecerii la fiecare categorie s-au arătat extrem de încântați de această oportunitate de a-și arăta aptitudinile și de a se afirma în acest sport. Cum te numești? Bobanica Tudor. Cum a fost? Greuț. Greuț? Da. Da? Vrei să faci sport de performanță? Da. Da? Până acum ai mai participat la competiții? Da. Unde? La atletism, aici. La atletism, da? Ai câștigat ceva până acum? Da. Și de data asta, nu? Mersi. Cum ești? Păcar Olivia. A fost greu? A fost. Ești pentru prima dată când alergi așa de mult? Sau? Da. Da? Da. De ce ai venit la concurs? Pentru a face mândru profesorul. Profesor, da, tu ești mândră că ai luat locul întâi? Da. Da? Vrei să urmezi atletismul? Da. Da? Da. Între sport și computer ce alegi? Sport. Sport, da? Da. Ai mai fost la competiții? Da, am mai fost. Unde? Aici tot, aici pentru viteză. Pentru viteză. Și atunci ce ai câștigat? Locul 3 și am mai fost săritura cu elan în groapă cu nisip, locul 1. Cum te simți? Puțin cam obosit. Cum te numești? Văcar Andrei. Îți place atletism? Da. Da? Vrei să faci sport de performanță? Da. Vrei să vii la școală sau unde te duci? Păi, încă nu m-am hotărât, dar sper că aici. Ai mai participat și la alte concursuri? Da. Unde? Aici. Și ai luat vreun premiu? Da. Ce premiu? Locul 1, locul 2 la săritură. Locul 1 la viteză și locul 4 la rezistență. Cum te numești? Bună, lui Ștefan. Faci sport? Da. De performanță? Da, la fotbal. La fotbal? Da, domnul profesor Ovidiu Tica. Foarte bine. Aici. Deci vei fi viitorul de mâine a luat o Câmpul Lung. Da, desigur. Da? Cum a fost astăzi? Mi-a plăcut foarte mult competiția aceasta, dar părerea mea e că puteam mai mult, să trag mai mult și să scot un timp mai scurt. Totuși ai luat locul întâi, asta este bine. Ai mai fost la competiții de genul acesta? Nu, doar de 1 iunie, acum 4-3 ani. Atâta. Și am luat locul 1 la ambele competiții de 1 iunie. Profesorii de specialitate din cadrul LPS Câmpul Lung, organizatorii acestei competiții, au urmărit cu real interes tinerii talentați, existând posibilitatea ca dintre cei prezenți să poată fi depistați elevi cu certe calități, care să poată fi direcționați spre o carieră sportivă în viitor. Tocmai s-a încheiat a patra activitate, Crosul Primăverii, din cadrul proiectului Primii Pași în Atletism, ediția 1. Și despre ce a fost vorba? În primul rând au avut pe secțiuni, deci clasele 3-4, 300 de metri, alergare de rezistență, băieți-fete, clasele 5-6, de asemenea 600 de metri, iar clasele 7-8 au avut alergare de rezistență, la fel 800 de metri băieți, 600 de metri fete. Tot s-a comportat foarte bine, am văzut că nu a abandonat nimeni. De ce este bun sportul? În primul rând pentru sănătate. Noi, oarecum, în vederea selecției, am derulat acest proiect, Primii Pași în Atletism, și nu numai. Vrem să atragem copiii către sportul de performanță, în special, iar pentru ceilalți, nu știu, benefic pentru sănătate, pentru dezvoltarea armonioasă a lor. Probabil că unii dintre ei vor să meargă mai departe la Academia de Poliție, Academie Militară, știu eu, kinetoterapie și educație fizică și sport, la facultățile de profil, universitățile de profil. Organizatorii i-au felicitat pe toți participanții pentru implicare, primii clasați la fiecare categorie, primind diplome și medalii.